Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de CS1.6, fraților. De data aceasta suntem pe modul de respawn, pe serverul respawn.redplay.ro. O să aveți IP și în descriere dacă vreți să intrați să ne jucăm împreună, fraților. Și da, mă, băiți, după cum puteți vedea, s-a redeschis acest server mirobolant respawn cu skin-urile CSGO, fraților. Poate știați, poate nu știați, în trecut am mai făcut eu videoclipuri pe acest server, doar că era pe altă comunitate și... Dar înainte să începem, v-aș ruga și eu foarte mult să apăsați pe acolo pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Vreau să strângem la acest episod peste 200 de like-uri, fraților, vreau să văd mare susținere din partea voastră. Și da, mă, băieți, mi-a zis aici domnul meu fondator că a adăugat ceva skin-uri noi pe server. Mai exact, nu știu, skin-uri noi mai faine, mai... Na, să vă placă și vouă. Dacă nu știți cum să vă puneți un skin, dați aici CSGO skins și vă puneți de aici. De exemplu, dacă vreau să-mi pun un skin la AVP, dau 1 și am aici toate AVP-urile. Nu știu dacă toată lumea le are sau doar VP, dar nu. Da, și băieți, sunt în căutare de admin, minim 14 ani, frate. Deci minim 14 ani. Da, o să aveți link către forum în descriere. Am aici mesajul lui pe telefon, vreau să văd ce mi-a mai zis, stai așa. Așa, și că s-au mutat băieții pe Red Bay, no. Cam atât pot să vă zic despre server, dar uitați aici noile skin-uri. Ia să-mi pun și eu alt cuțitaș. Cuțitaș, cuțit, cuțit. Păi stai mă, frate, lasă-mă să-mi pun și eu un cuțit, nu? Păi ce facem aici? O, suntem golani, nu mai suntem, nu? CSGO skins. Knife, uite așa. Hai să ne punem un binder gamma Doppler, ia să vedem cum arată. Bă, arată ok, da. Ok, hai că jucăm minișor. Sunt puțin player pentru că tocmai ce s-a redeschis serverul și na, nu știu dacă e o oră destul de târzie, dar na, lumea e la școală. Mâine se duce la școală și na, e ora 9. 9 seara. Eu te stau nebunul. Și am zis, am vorbit cu fondatorul, am zis, bă, bagă și tu o mapă mai micuță să ne jucăm și noi să ne întâlnim pe mapă. Dacă mă înțelegi. Serverul are potențial, v-am zis și data trecută. Data trecută când am făcut vreo 2-3 videouri pe el, frate, l-am populat de... Băi, deci era deja 32 din 32 toată ziua, frate, și chiar merită, chiar merită, pentru că, na, e un concept nou. Nimeni n-a mai făcut așa ceva, cred, nu știu. Hai mă, Johnule. Am pus și o rezoluție așa peste 20p ca să se vadă mai bine cică, dar... Nu știu ce să zic. Sper că se vede ok. Și facecam-ul și tot. Nu mai sunt cu Alexander pentru că vreau să filmez repede și să mă apuc de învățat și... Nu, îmi pare rău, Alexander, dacă te uiți la acest videoclip. Ok, și o să facem și extragerea, dacă nu știați, bă, băieți. O să facem și extragerea la... Fortnite 2D. Dacă nu știați, pe canal am făcut un videoclip cu un joculeț numit Fortnite 2D. Jocul costă în jur de 10 euro pe Steam. Și o să fac giveaway cu 2 chei din acel joc. Este foarte tare joc, frate, v-am zis. Aveți link în descriere unde puteți să vă uitați la acel videoclip. M-am jucat cu Alexander, frumos, elegant, cricât. Bă, nu prea, am văzut că nu prea s-a uitat lumea. Eu vă cred, frate, vă cred, dar nu. Zic că dacă ați merge acolo și ați da un like, ar fi și eu foarte mulțumit. Dar și îmi pare rău de, ca de fiecare dată pentru acest webcam de toată, de tot răhățelul. Trebuie să-mi iau și un webcam, dar acum știți și voi pentru ce strângem bani, pentru PC, deci da. Ok. Hăț, Johnule, hăț. Și acest video o să apară, cred că sâmbătă, dacă nu mă înșel. Deci, da, ce să zic. Ia uite, bă, pe ăștia, bă, băiatule. Dăm o grenadă și ne-am băgat. Da, uite că am VIP. Și e și Flick Game Danny, care are și el VIP. Bă, sincer, n-am mai făcut de mult un episod de mixuri, frate, și cred că o să fac. O să fac live-uri cu mixuri, gen. O să pun acolo în titlu, transpirăm pe mixuri. Opa, opa, bă, leleu, mamaie, ce dă halogenul ăsta. Sparge pe toți. Da, ce să zic, n-am concurență, boys. Bă, adevărat că sunt și eu puțin concentrat aici la jurul. Da, aici m-a spart. Practic, teoretic, fizic.
asta. Se pare că avem și 2 ori jump la, la VIP. Deci, vreau, dacă vrei să faceți o cerere de admin, că vă dați seama că dacă sunt la început au nevoie și de admin. Și chiar se merită. Eu dacă, nu, înainte când eram și eu mai mic, mă făceam și eu admin pe servere. Dar nu. Dacă găseam eu atunci serverul ăsta, sigur mă băgam admin, frate, pentru că chiar merită. Acum poate ziceți, bă, că te-au plătit ăștia să zici așa? Nu, frate. Zic asta pentru că așa cred. Ai, bossule. Uite, aici te joci un respawn, te antrenezi, te încălzești, mai vezi și un skill frumușel. Haidați, haida. Cât te mai e? Timele fute. Ah, ok, 9 minute. Haide băiți, să o dăm 4 round, bam. Ok. Și ce voiam să zic. O să apară un videoclip care sper că o să prindă pe canalul ăsta în cam, sper, de 2 săptămâni. Poate unii dintre voi știu despre ce vorbesc. Ok, dar nu o să vă zic pentru că e... Ok, și nu mai zice să-mi dau mustață de feciora jos. Vă rog că nu mai vreau să aud asemenea comentarii despre mustața mea de fecioraș. Și da, mă, băi, cei care s-au uitat până aici, scrie în comentarii hashtag... ce să scrieți voi? Hashtag mustață în comentarii. Comentarii, cei care s-au uitat până aici, abonații mei adivarați, scrie în comentarii hashtag mustață. Și o să primească inimioară la comentarii, frate meu. No, diggity. Oh. Hai, bă, că i-am tras în cap CS16, please. 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 Cei care s-au uitat până aici, scrie în comentarii hashtag mustață. Și o să primească inimioară și așa văd și eu care sunt abonații mei activi și adevărați. Nu știu de cât timp filmez, sincer să fiu, dar... 1, 2, 3. Aoleu, mamaie. Ok. Bă, sunt puțin concentrat aici la joc. Ok, nice. Bă, vă caut și molotov, băieții, frate, dai ce să zici. Mă înțelegi? Ia vină, bossul încoa. Ia vină încoa, că îți dau lampă. Dă pe seama. O să bă. A, păi ce faci, mă, vrei să-ți dai, vrei să-ți ieri așa? Nu se poate, șe. Hai, te guanți. Atât. Am să mă mut cu grenada, dar n-a mers. Și nu știu cu dragonul ăsta aici. Sincer să fiu. Bă, nu știu care e treaba cu el, dar... Doamne ajută, ce să zic. Păi, dar să nu mai știe în ce echipă e, mă. Păi uite, nu pot stai. Ai, ne-a meu. Ok, am înțeles. Da, și așa vă antrenați pe CS6. Am făcut și un video despre asta, cum să vă antrenați sau cum să tragi mai bine CS6, jucând de spam, frate, și dând mai mult la cap, nu faci 3 ca nebunul. Tragi pe 2-3 gloanțe la cap, bam. Manevră, mă înțelegi? Ok. Bam. Dacă e aproape gen, poți să dai, poți să faci trade, așa dacă e la depărtare, n-are rău. This is what I'm trying to say. Hai că am dat-o pe engleză. Dacă e. Că dă-o cu halo cu aia. Sal. Ce ai puțin, frate? Am luat pe halo, gata, El Nino. S-a spart loba.
Окей. Окей. Вообще nu cred că, na. Adică dacă ai VIP nu cred că ai chiar atât de multe avantaje, sincer. Na. Nu e pay to win. Să zic așa. Ok. Danny won the flip the game. Bă, ce e ce mă, ia. Ia să așa, deci avem așa. Deci avem login. Așa, să ne logăm frumos. Așa, stai așa că mă uit aici puțin. Deci avem login, așa, login. Ok, o să se bage, au spus că o să se bage. CSGO skins, factions. Uite bă, puteți să ne facem aici o facțiune, cred, sau nu știu care e treaba. Coin flip, ia să ne băgăm aici la coin flip. 12, nu știu care e treaba. Ok, nu vreau să mă bag acum pentru că nu o să mai țin foarte mult și shop. Ok, cu XP, cu d-astea. Ok, hai să mai jucăm și noi puțin și o să încheiem și noi acest episod Mirobolan cu acest server Mirobolan de asemenea. Că după aia trebuie să văd dacă, să văd să învăț eu ceva, că pareză. Ok. Inițial am vrut să fac un live în seara asta, dar nu mi-a răspuns domnul care voia să-i fac live pe server, doamna de fapt. Deci, da, dacă te simți domnișoară, am pare rău de tine. Oricum o să-i dau mesajul să zic, iar trebuie să o amânt, bă, deci am urat-o pe fata asta, frate. Cred că de vreo două luni. Ok, dar nu contează. A, te-am văzut, John. Uite, bă, că el nu moare. Dacă fac spray ca nebunul 69 de kill, bă, leu, mamai. M-a spart ăsta. Ok, bă, băi, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați voi acolo pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, fraților. V-am zis, vreau să strâng la acest episod peste 200 de like-uri, să văd acolo mare susținere din partea voastră. Și da, băi, nu uitați să vă și abonați, să apăsați acolo pe clopoțel. Să-mi dați și mie un follow pe Instagram, v-am zis să aveți IP-ul serverului în descriere, aveți link către forum tot în descriere și da mă băiți, până data viitoare, eu am fost Alogen, pa pa! We got London on the track.